Ședința de astăzi a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a fost din nou una cu scântei. Un proiect de hotărâre prezentat consilierilor propunea includerea consilierului Florian Velicu în Comisia de Urbanism, contrar solicitărilor acestuia prin care optase pentru Comisia Juridică și pentru Comisia de Buget. Vreau să atrag atenția asupra faptului că eu am depus la Registratura Primăriei vreo 3-4 solicitări prin care ceream să fiu pus conform legii în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, având mandat valid. Nu s-a întâmplat treaba asta aproape un an și jumătate. Solicitarea mea de săptămâna trecută se referea la Comisia de Buget și la Comisia Juridică. Domnilor, înseamnă că nu știți ce spune legea. Legea spune foarte clar că fiecare grup de consilieri trebuie să fie reprezentat în toate comisiile de specialitate. Ar trebui să citiți încă o dată legea, să vedeți cum și ce fel este ea respectată, iar din acest motiv să luați decizii. Da? Deci nu mă puneți dumneavoastră în ce comisie doriți dumneavoastră. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum bine știți, excluderea mea atât de Consiliul Local în 2014, cât și prin acel ordin emis la foc automat de doamna prefect, au fost anulate, desființate de instanță. Fiind desființate, situația anterioară se reia. Eu am fost în comisia de validare, iar legea spune acolo, domnule secretar, că acei membri ai comisiei de validare sunt pe întreaga durată a mandatului. Așa că dumneavoastră, fie nu cunoașteți legea, fie refuzați să o aplicați. Drept urmare, verificați reprezentarea fiecărui grup de consilieri în toate comisiile de specialitate și puneți în ordine această situație. Discuțiile au continuat în același registru. Au urmat schimburi de replici în care s-au implicat și președintele de ședință, Gigi Oprișan, dar și secretarul Petre Roșu. Nu credeți că ar trebui să supunem la vot? Să vedem. Să supunem la vot ce? Aveți răbdare puțin, domnule. O să supunem la vot. Haideți să vă spun, probabil că v-a scăpat din vedere un aspect. Pentru ce am ridicat eu problema că domnul secretar în ședința din 26-11 nu era prezent. Sau dacă era, nu știu, nu vreau să vorbim despre lucrul ăsta. Bun. Vorbim de un proces verbal care a fost aprobat astăzi. Da, l-ați aprobat? Știți ce scrie aici? Domnul Velicu, da? Întreb, l-ați aprobat? Deci, domnul Velicu este următorul președinte în perioada decembrie 2015 februarie 2016. Semnat secretar. Cine spune asta? Nu? Procesul verbal aprobat astăzi. Cine spune acolo? Cineva? Cine? Președintele care avea tot dreptul să conducă ședințele. Asta nu înseamnă că hotărârea era adoptată. Păi, dar de ce a semnat domnul? Dar de ce a semnat procesul verbal fără obiecțiuni? Fără obiecțiuni. Domnul Velicu, nu plecați acasă. Să semnesc cu obiecțiuni dacă... Mulțumesc, gata, am închis. Ca să-i dau răspunsul lui Clemens. S-a votat, a fost votat, s-a terminat. Domnul Velicu, am rugămintea, vă rog frumos încă o dată și este ultima dată când vă spun. Discutăm la obiect. La obiect am discutat. Păi n-am discutat, la care obiect? Noi am discutat, ascultați-o puțin, vă rog frumos, nu faci un dialog. Eu vă spun dumneavoastră ce am răspuns, dumneavoastră îmi spuneți mie și mie, pentru că altfel durăm până la miez noaptea ce spuneți. Problema e pe următor. Am supus la vot. Am supus la vot acea hotărâre, acel proces verbal, l-ați votat. Acum, tocmai aici e problema, că l-am votat și n-au votat. Ce să fac acum dacă l-ați votat? Solicitările lui Florian Velicu au fost susținute cu prevederi din regulamentul Consiliului, dar până la a se încheia subiectul a mai avut loc o rundă de discuții, mai mulți consilieri fiind nemulțumiți de prestația președintelui de ședință. Deci discuția este legată de domnul Velicu în legătură cu propunerea, eu n-am înțeles unde vrea să meargă, la care comisie. Domnule, am făcut o adresă oficială, este înregistrată la primărie, mai multe în decurs de un an și ceva. Vorbim de ultima, în care am spus foarte clar că doresc să fiu în Comisia Juridică și Comisia de Buget. Domnul secretar, aveți spoială, vă rog frumos. Ce anume? Ce mă rog? Ce mă face în circ aici? Deci, domnul președinte, eu am pus o întrebare domnului Velicu.
De acord. Și dumneavoastră veniți și mă interpelați și mă opriți aici discuția. Deci, nu, domnul consilier. Eu v-am spus să puneți întrebări la unii. Dacă aveți de lămurit care vă priveți personal, puteți în pauză după ce termineți. Nu, domnule, nu e treabă personală. Păi n-am interes asta. Pentru că dacă aveați nevoie să-i puneți domnului Venicu o întrebare, trebuia să vă adresați mie și să-mi spuneți, îmi permiteți să-i pun domnului Venicu o întrebare legată de acest subiect? În regulamentul Consiliului Local, pe care nu l-ați citit, domnul Spoială, vă rog frumos, președintele, bani, nu-i adevărat, imediat, doamna consilier. Imediat. Regulament, păi și scrie acolo că poate fiecare să vorbească când vrea, cum vrea, și legată orice vrea, păi așa facem discuții și discutăm până la mine. Trebuie respectat timpul, nu cum vreți dumneavoastră. Votul final l-a trimis totuși pe Florian Velicu în Comisia de Urbanism, în pofida solicitărilor sale. Aceasta și pentru că niciun alt consilier nu a făcut o propunere diferită de ceea ce a propus executivul primăriei.